Bună seara, domnule Petre. Ce impact are acest eșec asupra șanselor la titlu pentru echipa dumneavoastră? Bună seara. Da, o înfrângere destul de dureroasă pentru noi. Ne punem un pic în dificultate în perspectiva acestui final de play-off, să spun. Însă sper că vom reuși să ne refacem cât mai bine după acest joc și mai ales din punct de vedere mental. Totuși, un joc disputat, un joc echilibrat. Prima parte, cred că am avut o exprimare foarte bună. Am avut ghinionul să nu reușim să marcăm. Puteam să fim... De fapt, am fost privați de o lovitură de la 11 metri, cred eu, și chiar și un cartonaj roșu la acea situație din minutul 6. Însă, asta a fost. Repriza a doua am beneficiat de om în plus, dar n-am reușit să profităm de această situație, n-am reușit să desfacem adversarul. Am încercat prea multe acțiuni pe zona centrală, unde ei sunt foarte puternici și, drept dovadă, n-am reușit să marcăm. Am mai primit și al doilea gol și, din păcate, așa s-a strâns istoria acestui meci. Ce credeți că s-a rupt la echipa dumneavoastră de a aveți două meciuri consecutive, două înfrângeri acasă cu Sexy și de pasă la Nu cred că s-a, neapărat că s-a rupt ceva. Sunt factori și obiectivi și subiectivi pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele două jocuri și probabil și absența multor jucători din cadrul echipei și al lotului. Dacă stăm și ne gândim că și pe bancă avem așa soluții foarte multe și probabil că aici e oarecum problemă, o problemă. La finalul sezonului regular avea cel mai bun atac din România, însă în ultimele 7 meciuri doar 7 goluri. De ce a scăzut randamentul? Da, n-am... Probabil și această succesiune de jocuri cu un interval destul de scurt de timp a avut un impact asupra eficienței noastre, asupra formei noastre fizice, să spun, și a exprimării în teren. Și undeva poate lipsa unei agresivități, mă refer pe faza de atac. Ați surprins cu titularizarea lui Niță, însă l-ați înlocuit în minutul 40. De ce s-a întâmplat? Da, el n-a mai jucat de foarte mult timp, venea și după o accidentare. A mizat prin introducerea lui pe o oarecare surpriză și cu o viteză pe flanc. Cred că cât a putut să ducă, a făcut-o destul de bine, chiar a avut și situații de a marca. Însă chiar nu mai putea să țină ritmul, pentru că a fost destul de solicitant pentru el, atât pe faza de atac, să susțină atacul, cât și pe faza de apărare, unde bancul l-a supus la un efort considerabil. Și asta a fost motivarea pentru schimbarea lui. Ați spus înainte de meci că nu vă gândiți că echipa noastră va fi dezavantajată. Iată, ați spus mai devreme că meritați un penalti și chiar un cartonaj roșu la faza aceea dintre Bancu și Niță. Cum vedeți balanța asta? Iată, da. Da, sincer, îmi pare rău că pentru acea situație. Nu-mi place să comentez arbitrajul, dar cred că dacă s-ar fi acordat ceea ce trebuia la faza respectivă, altfel ar fi fost deznodământul acestui joc și probabil că acum eram bucuroși. Se mai poate numi FCSB favorită la titlu, mai ales înaintea unui meci cu noul lider în clasament, CFR, sau dacă luni nu veți reuși o victorie, se termină? Eu am zis că nu neapărat noi suntem favoriți la câștigarea trofeului de titlului de campioană. Sunt trei echipe, am spus-o dinainte de a începe play-off-ul, angrenate în această luptă. Cred eu că lupta se va duce până după ultima etapă a play-off-ului. Și ce trebuie schimbat pentru meciul de luni, ca să reintrați pe pogașul victoriei? Nu știu, probabil trebuie să mai lucrez un pic la psihicul jucătorilor, pentru că i-am văzut un pic demoralizați după acest joc. Un joc pe care, încă o dată spun că cel puțin în prima lui parte a fost foarte bun. Okay, mulțumesc și eu.